Avem de schimbat un radiator de aer. Glumesc. Radiator de răcire, antigel, la un 330E. Cam așa arată compartimentul motor când scoți afară radiatorul. Avem niște pompe auxiliare pentru apă, pentru răcire, radiatoare suplimentare pentru răcire. Un pic mai greu de lucrat la modelul ăsta pentru că este foarte înghesuit. Și avem așa, o cuplă, 2, 3, 4, 5 cuple care intră în radiator. 6 cuple care intră în radiatorul de răcire. Mașina asta a mai fost la noi când i-am identificat problema cu radiatorul de răcire. Pierdea antigel doar când mergea la drum lung și practic îl pierdea pentru că atunci motorul termic funcționa mai mult și ajungea la temperatură și intra antigelul prin radiator și logic că dacă era spart începea să scape. Cât timp mergea combinat hibrid și termic în oraș, nu ajungea la temperaturi foarte mari ca să deschidă termostatul și atunci nu-l pierdea.